închise. Așa trebuie să fie ferestrele atunci când părinții nu sunt în aceeași cameră cu cei mici, pentru a evita accidentele. Mesajul nu este întâmplător, deoarece în ultimele zile doi copii au căzut de la etaj în județele Iași și Buzău. Copiii sunt curioși, iar dacă văd o fereastră deschisă, ar putea fi tentați să urce până la pervaz și să privească afară. Plasele montate pentru insecte nu i-ar putea proteja, deoarece dacă se vor sprijini de acestea, există riscul să cadă de la înălțime. O clipă de neatenție este suficientă pentru ca aceștia să facă un lucru periculos și de aceea nu trebuie scăpați din ochi, mai ales atunci când se află în bucătărie, pe balcon, aproape de ferestre sau pe scara blocului. Pentru siguranța copiilor dumneavoastră, țineți cont de următoarele recomandări. Supravegheați în permanență, mai ales dacă locuiți la bloc. Atunci când nu sunteți aproape de copil, chiar și pentru câteva clipe, închideți ferestrele, folosiți dispozitivele speciale pentru blocarea ferestrelor, îndepărtați orice obiect de mobilier din apropierea geamurilor, acesta poate fi folosit de micuți pentru a ajunge la fereastră. Explicați-le că este periculos să se aplece pe geam, chiar dacă sunt mici și poate credeți că nu vor înțelege.